Vă salut, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Suflet de Rapidist, așa cum stă bine oricărei emisiuni care se respectă, cu doi sponsori de top, sponsorul principal Superbet, liderul pieței de gambling din România, și sponsorul premium Aqua Carpatica, care ne-a ajutat să trecem și peste vara asta caniculară cu doze de apă minerală naturală, plată, cu savoare, cu gust și așa mai departe. Așa cum v-am obișnuit, avem un invitat de top, un invitat pe care dumneavoastră, cei care ne urmăriți în număr atât de mare, l-ați cerut, un invitat care spune lucrurile pe nume, care este și cadru universitar, care este licențiat în fotbal și a condus, a antrenat, a trăit toată viața în fenomen și pentru fenomen. Domnule Grigore Sichitiu, vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația și bine ați venit. Bună ziua și mulțumesc și eu de invitație, ca întotdeauna, și efectiv vă felicit pentru ideea de a aduce în mediul dezbaterilor sufletul de rapidist, pentru că este unic. Eu vă spun, am antrenat în 3 continente, dar Europa, Asia și Africa, dar când te-ai virusat, nu mai scapi. Așa că este extraordinar că ați adus din tribună, vă pot spune, un moment deosebit în care Copos, când m-am dus în 94 la Rapid, mi-a zis: te rog foarte mult să îmi scoți galeria din birouri, pentru că era un domn căruia eu îi port respect pentru ce a făcut în fotbal, dar era împreună cu galeria și cânta cu ei și era, adică clubul era al suporterilor mai mult, coborât în tribună. Dom'le, clubul trebuie să rămână club profesionist și să fie cel care colectează, pentru că galeria Rapidului are avea multe fracțiuni. Da. Noi am câștigat de 2 ori cea mai bună galerie cu Mincea. Da, mă întâlneam în fiecare luni cu ei, stăteam cu ei de vorbă, îi ascultam, le înțelegeam toate problemele care le aveau, dar în același timp le explicam că, domnule, eu sunt conducător și ei rămân suporteri. În momentul în care ei spuneau absolut orice, eu luam deciziile care Decizia era la dumneavoastră. Categoric. Dar era domnul Copos influențat de galerie în momentul când v-a adus pe dumneavoastră la Rapid? Era foarte mult influențat. Foarte mult? Foarte mult influențat, pentru că era nou. Venise atunci. El atunci a venit. Eu am făcut de la clubul Rapid, îi spuneam domnului președinte Vlad, eu am făcut UFC Rapid în acte, după aia am făcut AFC Rapid și după aceea am făcut FC Rapid. Adică toate aceste forme de organizare până la clubul profesionist au fost momentele care au însemnat foarte multe frământări. Și practic definesc istoria Rapidului. Categoric, istoria nouă. Da. Pentru că Copos a avut o mare contribuție. A creat, a adus pe Nea Mircea în 97. Da? Face Pro Rapidul. A făcut Pro Rapidul pentru că Nea Mircea a pus o condiție. A zis: eu vin din Italia și am văzut ce e Milanello și Apiano Centile la Inter, deci trebuie să avem un centru de pregătire, un local nostru, o casa noastră. Casa noastră undeva în afara Bucureștiului. Am fost la Tehnometal, am vorbit cu directorul și am spus: uite, domnule, ce facem? Și atunci au început, și cu sprijinul, cu banii strânși de Copos, pentru că el a fost un om și e un om care știe să facă bani, cu toată contribuția și influența lui Nea Mircea s-a creat baza de la Rapid, de la Pro Rapid, care, păcat că un club de talia Rapidului a putut să o piardă. Este un lucru la fel de tragic cum s-au dus în Liga a 4-a. Bine, nu numai că au pierdut-o, și vorbeam la emisiunea de săptămâna trecută, vorbeam cu președintele clubului sportiv Rapid, cu domnul Vlad Andronescu. Acolo este paragină, domn profesor, și știu, spunea, am văzut. Ați fost. Am văzut, da, este ceva incredibil. Da. De ce să lași, domne, un centru din ăla în care are hotel, are sală de sport, are... pentru ce orgolii? Pentru că Nea Mircea, după cum a declarat, a spus: eu m-aș fi dus la Rapid, dacă aveau casa lor. S-a dus cu cu președintele, cu domnul Șucu s-a dus la Ministerul Transporturilor și a spus, domnule, dați-mi baza înapoi. Și în concesiune, nu să concesiune, păi ce să o ia acasă? Da, că doar nu ia nimeni acasă. Să investească niște milioane. Categoric. Și a spus, eu vin și începem din nou munca. N-am vrut să o dea și atunci Nea Mircea a plecat la internațională. Spunea domnul Vlad că sunt discuții în momentul de față, ne spunea săptămâna trecută, că sunt discuții în momentul de față să construiască acolo o sală de sport și un teren de rugby. Păi pentru ce sală de sport? Că e sală de sport, sală de forță acolo, de forță. O sală polivalentă pentru jocuri sportive. La asta se referă, cu câteva mii de locuri probabil. Dar pentru ce se distrugi? Pentru că, vedeți dumneavoastră, fotbalul are așa de puține baze de pregătire și în special pentru copii și juniori. Acolo e un loc în care se pot forma mai multe terenuri pentru copii și juniori, pentru că în primul și în primul rând nu toți copiii care vin la fotbal ajung fotbaliști, dar toți copiii care fac sport în mod organizat sunt mai sănătoși, au mai puține drumuri la farmacie. De asta ar trebui ca lumea să înțeleagă că sportul și în special fotbalul. De ce? Pentru că se practică în aer liber. Plouă, ninge, bate vântul, copilul jucând fotbal își creează imunitate, își creează rezistență la boli, la frig, la ploaie, la așa mai departe. Deci este un lucru extraordinar de important să practice un sport în aer liber. Iar fotbalul este unul care, într-adevăr, eu am fost în multe țări și am văzut baze de pregătiri cu mii de copii și am spus, domnule, ce nu, domnule, important este să practice. Să stea în aer liber. Să stea în aer liber, să înțeleagă ce înseamnă dorința de a învinge, să înțeleagă ce înseamnă personalitatea de învingător, care se formează în greu. Și foarte mulți de la fotbal care au practicat fotbal au ajuns oameni de afaceri foarte buni, pentru că au învățat munca în echipă, au învățat să-și asume răspunderea și când ei joacă bine și echipa pierde meciul. Deci sunt foarte multe lucruri pe terenul formării personalității omului care trebuie să reziste, pentru că societatea este din ce în ce mai solicitantă, mai stresantă. Iar dacă tu nu ai o rezistență, o imunitate bună, automat că nici nu poți să obții rezultate în alte domenii, nu numai în fotbal. Asta cred că vă deranjează, și avem niște imagini de la Pro Rapid, cred că niște poze, cred că vă deranjează ideea asta de acolo unde a fost casa fotbalului să fie alte sporturi? Păi da, nu mă deranjează, mă deranjează pentru că ei din fondul fotbalului. Ai făcut altceva în loc? Foarte bine, nu mai merge la Pro Rapid, dar dă în altă parte. Adică în terenurile de fotbal din București, am înțeles în vreo 30 sau 50 de terenuri care s-au desfințat, au trecut la imobiliare. Și atunci copiii unde joacă, unde fac sport pe stradă? A dispărut Maidanul ăla, practic. Păi a dispărut categoric, dar vedem că a crescut numărul de copii bolnavi. Și a crescut numărul de farmaciile, sunt cele mai profitabile afaceri în ziua de astăzi. La mine în Doroban sunt 4 farmacii pe 100 de metri și niciuna nu dă faliment. Înseamnă că se vând medicamente, categoric. Corect. Și atunci nu-i mai bine să facem 4 terenuri de fotbal? Corect. Pentru că aici este o sală de sport, e foarte bine că are nevoie Bucureștiul și de asta. Dar de ce să iei din fondul fotbalului? Aici pe mine mă surprinde, pentru că prea ușor Ministerul Transporturilor cedează un lucru care este făcut. Corect. Adică, care, domne, la fel de adevărat, e în paragină. Domnule, dați-i lui Lucescu să vedeți că, lui Nea Mircea, să vedeți că înflorește. Că și atunci când ne-am dus noi era un teren viran, nu era nimic acolo. Și atenție, un teren viran între cimitir și apă. Categoric. Corect. Și iată ce a ieșit. O bază extraordinară la care toți care au venit au văzut o bază extraordinară de pregătire. Iar acum... Nu înțeleg, suntem cei mai proști manageri din punctul ăsta de vedere. Avem lucruri făcute, doar trebuie să le văruim, domne, atâta, să le aranjăm. Și uite că ne batem joc de ele. Dumneavoastră sunteți un om cu experiență și umblat pe 3 continente. Vă doare când se mai spune că și ați prins și perioada comunistă și așa mai departe. Vă doare când se mai spune că, domne, ce a construit Ceaușescu, voi n-ați putut nici să văruiți? Eu nu am nostalgii, dar acum vă spun următorul lucru. Eu am lucrat în federație în perioada respectivă. Da. Și eram înainte de 89. Înainte de 89. Eram secretar general la juniori. Da. Aveam 8 centre olimpice, 8 centre olimpice, da, pe care federația le plătea și au ieșit generațiile de jucători care au ajuns la generația de aur, așa, au fost din centrele olimpice. Acolo federația plătea, deci antrenorii, federația plătea indemnizația, federația plătea cantonamentele, federația plătea pregătirea juniorilor. Și alimentație, vitamine pe vremea aia. Nu era vorba de vitamine. Da. Dar, domnule, aveam 8 centre olimpice. Nu asta ce era Luceafărul, nu? Nu, asta era deasupra. Luceafărul era echipa națională de juniori. Dar baza... Au încercat, domnii, acum de la federație, au făcut acele centre, numai că vă dați seama ce minte au putut să aibă. Federația este organizator de competiții, administrator, și ei au vrut să vândă jucători, să ia bani. Deci ei nu au drepturi federative asupra jucătorilor, niște aberații. Cluburile trimiteau și în centrele olimpice copiii, îi vindeau cluburile și dădea la federație 3% din suma de transfer. Asta era regulamentul. Păi ne convenea ca, într-adevăr, să avem zeci de copii și de-aia au fost atâți jucători. Și câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua și echipele care au obținut niște rezultate au venit ca urmare a formării foarte multor jucători. Acum, care sunt centrele în afară de Hagi? Care sunt singura academie care contează? Cred că e a domnului Hagi la Constanța. Atât. Dar au scăzut numărul practicanților, în primul rând. Fotbalul de masă, practic, nu? Pentru că nu mai au unde. Da, corect. Și noi desfințăm Pro Rapidul. Dar de ce să-l desfințezi când e făcut? Fă, domnule, sala de sport în altă parte. Foarte bine. Dar ai un centru care a produs performanță. Când eram la Pro Rapid, jucam în cupele europene mereu. Da, corect. Deci veneau bani, erau jucători care aveau altă apreciere, se vindeau cu alte sume. Și iată că acum centrul de formare îl desfințăm că nu știu cine are alte interese. O prostie incredibilă, nu vine să cred. Domn profesor, sunteți și un om al regulamentelor. Cum vedeți dizolvarea Asociației Municipale de Fotbal București? Asta eu n-am auzit nicăieri în lume. Nicăieri. Pentru că mi se pare o decizie a instanței, care, după părerea mea, deci dacă există fapte penale, te îndrepți asupra celor care au încălcat... Persoanelor fizice, practic. Persoanelor fizice care au încălcat. Da. Dar nu poți să desfințezi tu o formă de organizare fotbalistică. Cum să desfințezi un club de fotbal? Domnule, este o persoană juridică. Asociația de fotbal este o persoană juridică. O entitate juridică. Nu persoana juridică a greșit și a făcut nu știu ce încălcări. Și oamenii care au fost în acele funcții. Deci dacă într-o firmă cineva greșește, persoana respectivă este condamnată penal, dar nu se desfințează firma. Mi se pare o aberație. E anomalia asta? E o anomalie fără margini. Eu nu știu cum s-a putut, că de acum încolo nu mai sunt comisiile federației și de ligii. Nu știi cine promovează de la Liga 4-a, domn profesor. Stați un pic, dar nu mai judecă din punct de vedere sportiv, pentru că mă surprinde cineva deștept, ar trebui să meargă la UEFA. În toate litigiile UEFA primează criteriul sportiv. Sportiv, corect. Deci nu, dacă cineva a făcut delapidări, dacă a făcut, se înscrie în legile penale și legile... Și răspunde persoana, nu entitatea juridică. Nu. Păi cum să desfințezi tu? Care sunt atribuțiile justiției în organizarea fotbalului în țară? Care sunt atribuțiile? Justiția pedepsește persoanele care au încălcat legile financiare, legile de sponsorizare. Corect. Legile... Da. Deci n-au nicio legătură. În conformitate cu legislația națională. Dom'le, stăpân în fotbalul românesc este Federația Română de Fotbal, care organizează cu AJF-uri activitatea fotbalistică. Da. Deci nu justiția. Este o chestiune care pe mine mă surprinde extraordinar. Că s-a putut ajunge încât să fie persoana juridică penală și desfințată. Asociația de fotbal intră în faliment din punct de vedere financiar. Da. Dar cum să desfințezi o persoană juridică care nu ia, care este, nu știu, care au fost faptele? Pentru că trebuie să te îndrepți asupra persoanelor care au încălcat legile financiare, de sponsorizare, de organizare, dar nici de cum să desfințezi persoana juridică care ea este subordonată Federației. Nu este subordonată justiției. Păi atunci înseamnă că justiția poate să desfințeze Curtea de Apel de la Argeș? N-are cum să o desfințeze. Să creează un precedent cu decizia. Păi bineînțeles, este un lucru extrem de periculos. Este intervenția justiției în organizarea fotbalistică, care pentru mine e prima dată în care aud, n-am întâlnit în istorie, nici pe timpul lui Ceaușescu nu se putea întâmpla așa ceva. Adică cum să desfințezi o chestiune într-un domeniu care nu e al tău? Păi da, domn profesor, dar până la urmă și entitatea asta juridică, AMFB-ul ăsta, nu trebuie să respecte, să conducă după legile naționale? Ba da, trebuie să respecte, dar persoanele sunt responsabile. Eu am fost administrator. Da. Deci tu, ca cel care semnează, răspunde civil sau penal pentru toate... Ce a semnat. Ce a semnat. Pentru toate... Fotbalul are două jurisdicții. Pe de o parte, legile naționale, că ești pe legea 31, societăți, de exemplu, clubul. Pe legea 31, societăți pe acțiuni, și doi, ești subordonat regulamentelor FIFA și UEFA. Deci tu nu poți să treci în contractele tale, în regulamentele tale, ceva ce contravine regulamentelor FIFA. Că e jurisdicția e la Comisia Juridică a UEFA. Deci tu nu poți să miști. De aceea eu am câștigat toate procesele, pentru că întâi aveam în față regulamentele transferări. Eu vorbesc de transferări ale UEFA sau FIFA și legile financiare naționale, pe care trebuie neapărat să le respecti. Altfel, ori te leagă ăștia, ori te anulează ceilalți. Ăia nu te leagă, dar te anulează. Ați adus discuția într-un punct foarte interesant și... Cu siguranță cunoașteți, sunteți un om care trăiți fotbal și citiți mult. Cum comentați ceea ce se întâmplă la Rapid cu Boupendza? Dom'le, din ce am văzut în presă, aici este problema juristului. Pentru că juristului de la Rapid. Juristului de la Rapid. Eu am lucrat cu Munteanu, Radu Munteanu, un băiat care cunoștea foarte bine și tot timpul trebuie să ai în față regulamentele UEFA și FIFA. Pe mine ce m-a surprins și i-am spus pe timpul când era Daniel, când a vrut el ca să lucrez cu el. Daniel Nicolae, fost președinte al Rapidului. Eu i-am explicat în felul următor. Până acum, dacă driblai și pierdeai o fază, nu era nimic. Acum ai grijă să nu semnești ceva dacă nu are, semnătura juristului și dacă nu cunoști, că tu nu cunoști regulamentele. Zic, ai mare grijă, pentru că astea toate sunt penale. Aici nu stăm de vorbă, că n-ai știut. Ești obligat. Necunoașterea legii nu înseamnă că te absolvă de vinovăție. Asta e un lucru important. Și atunci, deci, în primul și în primul rând, ei trebuiau, ceea ce mă surprinde că n-au făcut-o, pentru că atunci când a intrat FCU în faliment, a intrat în faliment. Ei când au preluat și au făcut Rapid 1923, trebuia să dea un telefon la Comisia Juridică la UEFA și să întrebe, domnule, ce litigi are FC-ul la dumneavoastră? Înregistrate. Înregistrate. Pentru că acolo se judecă și pe 10 ani. Important este să-l depui într-o lună. Să-l depui, că pe urmă când îți vine rândul, aștepți. Îți mii pe zi. Și atunci... Dacă ei se interesau, scăpau de milioanele pe care le plătesc acum pentru că atâta trebuia să facă. Să nu preia indicativii FC Rapid, ăla vechi. Aha. Pentru că ăla vechi era purtător de datorii și era purtător de datorii. Legea falimentului prevede că odată când a intrat persoana juridică în faliment, s-a terminat, nu mai ai ce să recuperezi. Okay. Păi tu ca prostul acum revii și ei că spuneau că domnule pierdem palmaresul. Nu se pierde. Pentru că cine prelua palmaresul Rapidului? Cine prelua cupele? Cine prelua? Cine le prelua? N-avea nimeni niciun interes. Nici dacă ești continuatorul de drept al activității sportive, nu vin scheleții ăștia după tine? Ba vin ăștia scheleții dacă ești continuatorul de drept, exact ce au făcut ei. Care acum plătesc în urmă nu știu câți jucători care ăia nu au putut fi plătiți de la perioada respectivă. Da. Și atunci ei atâta trebuia să facă, să înființeze să se adreseze pe cale juridică pentru preluarea palmaresului, siglă și așa mai departe, cu alți indicatori financiari, că aici era toată treaba, se înregistrau la legea 31, se înregistrau la Camera de Comerț și la UEFA cu noile indicatori. Și atunci nu mai venea nimic din urmă. Erai societate nouă înființată, nu erai continuatoare, venea exact, atâta n-au putut să facă încât să facă o scrisoare către Comisia Juridică. Ce riscă Rapidul dacă Boupendza a semnat și cu Zamalek și cu Rapid? În primul rând, regulamentul, nu mai știu în ultima perioadă, dar pe timpul meu, un jucător care semnează cu două cluburi, dublă semnătură, revine la primul club. Că e prima semnătură, ăla a înregistrat, am avut eu așa cu nu știu câți jucători. Da, dar în același timp punea și că poate să suspende între 12 și 24 de etape, domn profesor. Stați un pic, stai să ne lămurim. Deci, eu am avut situația cu Lobonț, în care l-a dat un antrenor al meu deștept, l-a dat afară, l-a luat Dănilescu la Steaua, s-a dus să-l înregistreze la Federație. Eu îl înregistrasem prima dată. La Rapid. Eu îl înregistrasem la Federație. Dar nu era aprobat. Era doar înregistrat. Depus, era depus și trecut în caietul cu număr de înregistrare. Cu număr de înregistrare. Am înțeles. Deci asta e cazul lui Bogdan Lobonț. Când s-a dus Dănilescu ca să-l înregistreze, a zis domnul Tătar, Dumnezeu să-l ordinească, îmi pare rău, zice, uite, Sichitiu l-a înregistrat pe Lobonț. Nu mai poți să-l înregistrezi tu. Acum la UEFA, dacă clubul din Egipt a trimis la UEFA documentele de înregistrare, atunci, ei spun că dacă le-au trimis și este înregistrat, atunci dreptatea are clubul care a depus primul documentele. Zamalek, adică. Zamalek, cu categorie. Adică nu-l vom vedea pe Boupendza la Rapid. Eu nu știu de acum se va judeca. Asta când îți vine rândul, că sunt atâtea litigii. Deci din punctul ăsta de vedere, eu zic că ei asta trebuia să fie foarte atenți, dacă impresarul, și aici impresarul este de vină, pentru că nu jucătorul a semnat singur cu Zamalek. Reprezentat probabil de cineva. Sunt convins că a semnat, dacă este semnătura sau, de exemplu, acordul impresarului, nu contează. Nu e valabil. Nu e valabil. Se pune numai contractul semnat de jucător. Dacă jucătorul a semnat prelungirea și ăștia au înregistrat-o... Nu, că nu era vorba de prelungire, era vorba de transfer de la el dat liber de Cincinnati din Statele Unite și înregistrat în postura de jucător liber de Zamalek. Eu vorbesc de faptul că ei au depus primii ca să... pentru perioada de transferări. Pentru că există o perioadă în care poți să înregistrezi documentele, dar UEFA nu... sau federația respectivă nu e perioadă liberă. Dacă el era liber de contract, atunci avea dreptul ca să semneze cu orice club și clubul, în perioada de transferări. În perioada de transferări se operează. Se înregistrează practic. Dar tu poți să-l depui înainte. Tu poți să-l depui înainte. Am înțeles. Nu contează. E și cazul jucătorilor care intră în ultimele 6 luni de contract și semnează și atunci te duci și îl depui. Dar intră în vigoare peste 3 luni, de exemplu. Exact, când se termină contractul care e în vigoare. Deci eu am venit la mine, el este liber de contract în perioada respectivă, eu îl semnez și el este operat în perioada de transferări, că nu se poate opera înainte de perioada de transferări. Da. Dar prioritatea are primul club care a depus documentele. Dacă Zamalek a depus, atunci Rapidul este în culpă. Și mai ales că am înțeles că au dat și bani. Păi, e un jucător valoros. Dacă e un jucător valoros, atunci sunt bun de plată. Serios? Pentru că, păi, n-au cum să... un jucător nu are dreptul, prin regulament, nu știu care din articole... un jucător are dreptul să semneze cu un singur club într-o perioadă de transferări. Un singur club. Ai semnat cu două, atunci riști. Și jucătorul să suspendă și jucătorul să... prioritatea are clubul care a depus primul documentele. Da. Rapidul poate fi amendat sau... nu știu, riscă poate risca vreo sancțiune financiară, că ce se întâmplă? E perfect adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar Rapidul, dacă se dovedește că ei au fost primii, Zamalek-ul, a semnat cu un jucător care aparținea unei alte echipe. Exact. Și n-avea dreptul ăsta, că bă, ăla aparținea de alții, nu? Bun, dar acum aici este CONCAF-ul, este Federația Africană de Fotbal. Egiptul face parte din CONCAF. Eu am jucat cu ei și în Cupa și la Campionatul Mondial al Cluburilor, cu Ahli. Deci ei sunt altă organizare. Da. Noi, UEFA e pentru Europa, CONCAF e pentru Africa și Asia. Da. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, depinde relația dintre CONCAF și UEFA și se judecă la FIFA. Că FIFA este deasupra tuturor formelor de organizare. Da. Da. Deci dacă ei au depus documentele primii la FIFA și arată, dom'le, noi avem contract semnat cu acest jucător. Da. Atunci înseamnă că e groasă. E groasă. Da. Bine, Rapidul poate să fie de bună credință. Da, domnule, ne-a zis că da. N-avea de unde să știe, dar primul în culpă este jucătorul. Da. Și primul în culpă este agentul, dar aici când e vorba de agenți africani sau asta, e dezastru. Acolo e junglă. Da. Oh, e junglă din punctul ăsta de vedere. Agenții să calcă pe picioare unul cu altul. Deci sunt și comisioanele pe măsură. Pentru un comision sunt stare de orice. Deci, din punctul ăsta de vedere, numai Comisia FIFA va decide cine a depus primul documentele. Pentru că în toate litigiile, cum se face? Dacă eu dau contest un transfer, da, se Comisia Juridică a FIFA solicită dosarul de la Liga, de la noi. Da. Data în care a fost înregistrat contractul la Liga al jucătorului respectiv și data în care a fost înregistrat la Federația din Egipt al jucătorului respectiv. Dacă aceste date, cine are prioritate, deci cine a depus primul, atunci este cel care... care ia jucătorul, practic. Care ia jucătorul. Acum cluburile se pot înțelege. Păi da, dar ca să se înțeleagă trebuie să renunțe unii. Sau Zamalek-ul să renunțe, că el deja e la antrenamente. Da, dar nu categoric, fără bani nu renunță nimeni. E pe bani. Păi fi sigur ca să semneze cu Zamalek și Zamalek-ul a dat ceva. Lui, jucătorului și agentului. La semnătură, normal, categoric, că e jucător bun. Categoric. Da. Și atunci i-a spus, stai domnule, ne-am dat banii. Da. Da. Ei, numai dacă Zamalek a dormit și nu l-a înregistrat. Pentru că la federație există clar, la toate federațiile există un dosar unic. Da. În care există data, ora când l-ai înregistrat jucătorul respectiv. Corect. Și atunci, când vine perioada de transferări, toți acești jucători care au fost înregistrați intră să se prelucreze. Corect. Toate documentele, aici este problema, că toate documentele care tu le depui la Ligă trebuie să fie complete. Corect, da. Complete. Asta e, deci să fie dosarul complet. Dosarul complet. Da. Pentru că eu am trăit v-am spus, cu Lobonț. Da. Deci eu am depus documentele complete la federație, l-am înregistrat. Da. Când s-a dus Dănilescu, a zis, îmi pare rău, uite, toate documentele, contract, semnat, tot. Rapidul e Nu mai poate să semneze cu al doilea club. Cu tine. Am înțeles. Deci e destul de... Și poți ajunge să depinzi de Zamalek, dacă îți dorești jucătorul cu adevărat. Categoric. Fără Zamalek nu poți să-l legitimeze. în cazul în care se dovedește că el a semnat... Dacă ei au dormit și nu au înregistrat... Da, e o șansă. E o șansă pentru așa, pe vorbe, dacă tu ai primit contractul și l-ai băgat în birou... La revedere, da. Dom'le, stai un pic, totul, deci în organizarea fotbalistică, totul depinde de forul de organizare în țara respectivă. Aha. La noi este Liga. Da. Da? La ei este Federația sau cine o fi. Da, domn profesor, în cazul în care cei de acolo au depus ceva, o ofertă semnată de către jucător poate avea valoarea unui contract? Domne, a acceptat oferta, să spună cei din Egipt? Nu, orice transfer, orice legitimare a jucătorului se face prin contract. Deci doar contract, doar contract. Pentru că în toată legislația FIFA și UEFA există un singur termen. Da. Ori contract. Deci contract de muncă. Da. Nu există. Noi avem pentru plan intern niște convenții, niște cutare. La FIFA nu merge. La FIFA, dacă nu mai contractul de muncă. Că este terminologia mondială. Mondială, am înțeles. Deci nu merge ca tu să te duci cu o înțelegere între jucători. Da, o foaie de hârtie, asta e oferta. Uite, domne, a semnat-o jucătorul până la urmă, că e semnătura lui. Domnule, deci trebuie să existe clauze clare. Deci, între părți. Da. Termenii, minim un an de zile. Nu poți să semnezi. Minim un an. Nu, la FIFA nu poți să semnezi contract pe 6 luni. Deci, tu, în cadrul contractului de un an, poți să treci o clauză că după 6 luni de zile, părțile pot să convină că dacă nu ne convine, putem să ne despărțim. Dar contractul e pe un an. Am înțeles. La FIFA nu există contractul pe un an. Nu există 6 luni. Nu, pot să mă despart după 6 luni. Dar în cadrul contractului de un an. Dar, domn profesor, dacă iei un jucător în iarnă și îl vrei doar pentru retur sau pentru play-off și așa... tu faci contractul pe un an. Ești obligat să faci. Ești obligat la FIFA. Dar nu asta e o tâmpenie. Păi eu îl iau pe ăsta doar pentru 6 luni, că nu mi-l permit. Sau, nu știu, vreau să-i dau doar 3 lei. Deci, n-am 6. Asta, pentru a da stabilitate, deci pentru a da stabilitate jucătorilor la cluburi, este o prevedere a UEFA, nu știu dacă o să fi schimbat, așa este o prevedere a UEFA la care se prevede că un contract nu poate fi făcut sub un an de zile. În interiorul contractului poți să spui, domne, nu atingem obiectivul, nu suntem mulțumiți, unilateral, după 6 luni putem să reziliem. Deci, părțile stabilesc. Ori eu îi plătesc contractul până la sfârșit, sau ceva. Ori părțile stabilesc de niște clauze. Clar în interiorul contractului. Deci, și atunci... uze sau nu dă clauzele respective. Nu pot să le exonerez, pentru că sunt foarte multe acum, nu mai știu eu ultimile prevedere ale, pentru că aveam tot timpul corespondență cu Comisia Juridică a UEFA. Primeam și tot timpul aveam la zi toate prevederile. Pentru că în momentul în care faci niște transferări, trebuie să fii foarte bine documentat cu ultimele prevederi ale UEFA și FIFA. Pentru că pe teritoriul Europei contează UEFA, dar tăticul tuturor formelor de organizare este FIFA. Am înțeles. Deci trebuie așteptat până la urmă să vezi ce spune forul suprem, care este FIFA. Categoric, acolo se judecă. Dacă ei, cele două cluburi, nu se înțeleg, pentru că sunt din continente diferite. Era ușor dacă era ambele din Europa. Dar una e CONCAF și alta e UEFA. Și atunci, în cele două forme, judecă FIFA. Am înțeles. E complicat. Să vedem ce se va întâmpla. Da, măcar atâta trebuiau să fie foarte atenți și trebuia să aibă discuții foarte amănunțite cu jucătorul și cu... Aici, în culpă mare, este agentul. Agentul jucătorului. Agentul jucătorului, pentru că sunt convins, un jucător african nu semnează fără agent. Da. Haideți să vedem. Hai să ascultăm, domnule Sichitiu, îl avem la telefon pe Victor Angelescu, acționarul Rapidului. Te salut, Victor, și îți mulțumesc frumos că ai acceptat să stăm puțin de vorbă. Salut! Vorbeam împreună cu domnul Grigore Sichitiu și vorbeam în principal despre Boupendza și te-aș întreba dacă după întreruperea pentru meciurile echipei naționale îl vom vedea în sfârșit în Giulești ca să-i bucure pe suporterii Rapidului să marcheze goluri. Da, noi așa sperăm, ca după întrerupere, după meci cu Botoșani, să fie apt sau următorul meci, cred că e acasă cu Farul, dacă nu mă înșel. Da, acasă cu Farul și după aceea pe Arena Națională cu FCSB. Da, dar dați seama că nu ține doar de noi. Teoretic așa ar trebui, noi avem actele, le depunem, adică, mă rog, sunt niște lucruri de rezolvat până atunci, dar noi sperăm să-l avem, așa sperăm. Am înțeles că în continuare agentul sau agenții jucătorului susțin că el n-a semnat nimic în Egipt. Nu, asta da, ei susțin în continuare că n-a semnat. Noi avem, am cerut tot ce trebuie, acte, tot de la FIFA și așteptăm să ni le dea, pentru că, după cum știți, cei de la Zamalek au spus că are contract semnat și trebuie să se rezolve acest lucru, dar nu cred că va fi asta o problemă, e o chestie de timp, adică sper ca lucrurile să se rezolve cât mai repede, într-o săptămână, două, ca să putem să-l folosim. Tu mai mergi în calitatea de acționar al echipei, mai mergi la antrenamentele echipei. Sunt acești doi jucători, Boupendza și Ingie, atât de buni? Sunt peste media campionatului? Sincer, eu am fost la două antrenamente de când au venit ei, dar deci mi-e greu să trag, să zicem, o concluzie după două antrenamente. Dar din ce am înțeles de la Marius și de la ceilalți jucători, sunt jucători foarte buni. Adică amândoi pare că sunt peste media campionatului, dar antrenamentele sunt antrenamente, poate să, nu știu, să fie diferit. Vom vedea, cred că așteptăm și noi să-i vedem în primele meciuri oficiale, da? Să vedem cum joacă 3-4 etape și să tragem o concluzie atunci. Premizele par a fi bune. Victor, am văzut fel și fel de cifre, de sume. Știu că tu nu ești omul care vorbești concret despre cifre. Aș vrea să te întreb, dacă ne poți spune, dacă pentru acționarii Rapidului, într-adevăr, acești doi jucători a însemnat un efort financiar mare. Da, 100% este un efort financiar. Nu, cred că am și comentat acest lucru. Nu a fost atât de mare pe cât s-a vehiculat în presă, că de obicei na, se mai umflă sumele ca să pară ceva mai senzațional. Dar, da, sunt doi jucători care au un CV important și pentru ce era până acum la echipă este un efort financiar, dar nu e ceva, nu știu, să zicem, foarte diferit, nu știu, salarial sau ceea ce s-a plătit pentru ei față de, nu știu, alți jucători care au venit. Dar sunt doi jucători pentru care s-au făcut eforturi, cum s-au făcut și pentru alții care au venit. Va fi mai ușor, Victor, cu cei doi în echipă, în teren, ca să se atingă obiectivul intermediar și anume primele 6 în primă fază? Asta sigur, că de-aia am adus-o, noi așa sperăm. Adică e clar că avem nevoie de atacant. De când am plecat acum, i-am spus că vrem să aducem un alt atacant. În momentul de față sunt doar Burmați și cu Jambor. Jambor este un jucător foarte tânăr și ne trebuie concurența acolo. Deci e clar că sunt 100% convins că vor aduce un plus. Iar în JE, după cum știți, nu avem atât de multe benzi. În momentul de față sunt 3 jucători care pot ocupa, nu știu, acele poziții și e clar că e nevoie, mai ales că se mai întâmplă accidentări, suspendări sau, nu știu, o formă mai proastă a unui jucător și nu putem să stăm doar în 3 jucători care ocupă 2 benzi. Asta este clar. Am înțeles. Cupa României, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat și în primele etape, Cupa României devine o prioritate în momentul de față, câștigarea Cupei României, care te duce, am văzut și cazul Corvinului, te duce practic mult mai aproape de grupele unei competiții europene. Da, da, 100%. Oricum era de la începutul sezonului, a fost unul din obiectivele, sau dacă nu obiectivul cel mai important, pentru că am și avut niște dezamăgiri în sezonele trecute cu Cupa, și de când, mai ales și când a fost Neil Lennon și acum cu Marius, am spus foarte clar că suntem extrem de interesați de cupă și sper să facem o figură clar mult mai frumoasă și de ce nu să o câștigăm anul ăsta. Se discută sau este în intenția Rapidului ca meciul cu Afumați din Cupa României să se dispute pe Giulești și nu în deplasare, cum inițial a fost stabilit? Sincer să spun, nu mă ocup eu direct de acest lucru, dar vă dați seama că noi ne-am dorit, adică asta pot să spun, că normal că ne-am dorit să jucăm acasă decât să jucăm în deplasare, dar nu mă ocup eu și nu știu exact dacă încă s-a luat legătura sau dacă se vorbește cu cei de la Afumați, vom vedea. Important este să-l câștigăm oriunde ar fi, trebuie să câștigăm meciurile, să ne calificăm din grupe. Până la urmă, cred că e și un avantaj, chiar dacă se joacă la Afumați, ar fi undeva cazul care a fost cu Unirea Slobozia, ai jucat la Clinceni, practic poți disputa și meciul ăla, pe un gazon foarte bun la Afumați, chiar am fost zilele trecute acolo. Practic echipa va juca ca acasă, dar cu mai puțini spectatori. Nu, clar, nu. Noi trebuie să ne câștigăm meciurile, că jucăm acasă o deplasare, trebuie să ieșim din grupa, neapărat. Adică trebuie să spălăm ce am făcut anii trecuți și, repet, de ce nu să ne batem la câștigarea cupei. Victor, îți mulțumesc frumos, vă doresc baftă și să spargem gheața, să spargeți gheața și pe Giulești, de ce nu la primul meci cu Farul Constanța. Baftă, domnule, baftă, domnul Angelescu. Sichitiu. Mulțumesc frumos, domnul Sichitiu, vă salut. O zi bună, mulțumesc, Victor. Da, a fost Victor Angelescu, acționarul Rapidului, în direct cu noi. Sunteți de acord, domnule Sichitiu, având experiența asta în fotbal, că Cupa României poate câștigarea cupei poate salva un sezon mai puțin reușit în campionat? Categoric, categoric. E drumul cel mai scurt către cupele europene. Cel mai scurt drum. Da. Și mai ales că formatul actual îți permite. Da. Grupele respective, Rapidul este într-o grupă la care... Joci cu Botoșani în deplasare, la Afumați, și joci cu CFR Cluj ultimul meci pe Giulești. Da, păi poate să fie CFR-ul și... Bine, mai sunt alte echipe în grupă, că nu se joacă, dar dacă faci 6 puncte... Da. În primele 2 meciuri, zic, deja ai o șansă să mergi mai departe sau să-ți ajungă un egal. E drumul cel mai scurt pentru a ajunge în cupe europene. Și merită, pentru că în campionat cele 6 trebuie să te califici în primele 6 odată, da, și da. 2, acolo va fi o luptă extraordinară, că și cele mai bune echipe. Corect. Și joci săptămână de săptămână cu câte una bună. Nu, da, numai, da. Și mai ales că în funcție de cine câștigă cupa, da, rămân 2 locuri, da, sau 3. Corect, corect. Deci sunt, da, 2 locuri care merg în cupe europene sau 3. Sau 3, da. Deci, corect, din punctul ăsta de vedere, regulamentul e cel mai avantajos, să te concentrezi pe cupă. Pe cupă. Pe cupă. Să prinzi primele 6, ai câștigat cupa, ești asigurat de cupe europene. Și eu n-am salvat, practic, nu? Salvat. Participare plus bani, plus evaluarea jucătorilor și cu totul altceva. Cu totul e drumul cel mai scurt și merită să... Cam asta ar fi cea mai bună strategie, nu? Câștigarea, exact, cupei și cât mai sus în campionat. Categoric, categoric, pentru că, repet, dacă nu câștigă o echipă din primele 6, da, rămân 2 locuri. Da, 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 da. S-a terminat. Da, corect. Aici este problema. Și locul 1-2 e cam greu acum, după cum merg lucrurile. Da. E îngrijorător că echipa încă nu reușește să câștige în Giulești. Este, cred că, perioada cea mai grea. Eu nu mi-aduc aminte în care să fi avut o perioadă atât de lungă în care să nu câștigi în Giulești. Bine, nu câștigam afară. Da, da, acasă. Da, acasă. Unde toată lumea, acea fortăreața, Giuleștiul, publicul. Acum te bate toată lumea. Acum, culmea, s-au învățat unii, da, să vină să ia puncte în Giulești. Corect, corect. Asta e o chestiune, da, care pentru mine e de neînțeles. Cum adică până acum, acolo, când te duceai, vorba cântecului, de la vestiare aveai deja 1-0. Da, 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 da. Deci, corect, știi că ai jucat, da, acolo. Corect. Deci jucătorii nici nu-și puneau obiectiv să câștige. Întâmplător. Da, da, da. Mai era cât un accident. Cât un accident. Da. Dar Rapidul acasă nu ierta pe nimeni. Și acum văd că am devenit extrem de blajini. Nu știu de ce, dar mă rog... Fiecare și Șumie e prea din scurt acum, după perioada de întrerupere, da, așa, deci după perioada de întrerupere are și el o perioadă mai lungă în care poate într-adevăr încă două săptămâni, da, să se pregătească, să pună lucrurile la punct, pentru că deocamdată echipa nu toarce. Nu ajunge, are posesie slabă, prezențe, da, în care... În treime adversă, da, foarte slabă. Da. E prima dată în care văd o asemenea situație. Joacă parcă cu frică, parcă nu mai... ai acolo câteva... zvâgnire ale unor, da, jucători. Individuale. Da. Nu? Dar nu echipa. Da. Pe când acasă, Rapidul venea cu atitudine, agresivitate. Da, categoric, domnule, suntem acasă, da? Acum, nu știu, nu înțeleg. Cum ați spus în debutul emisiunii că v-a cerut Copos să cumva să-l separați un pic galeria de club. Da. Cum ați reușit să-l și temperați din anumite lucruri pe domnul Copos, că dumneavoastră erați cel cu experiență, categoric, dar și să bage bani în continuare într-o echipă care era la început, o echipă care consuma mult, care nu era obișnuită cu performanța. Exact. Deci, în primul și în primul rând, George a dorit să se afirme în acest domeniu. El, de meserie, e profesor de sport, a terminat la... serios? Da, e profesor de sport, a terminat facultatea la Oradea. Ca profesor de sport. Profesor cadru de sport, didactic. Cadru didactic, profesor de sport, specializare handbal. Handbal? Handbal, da, n-avea treabă cu fotbalul. Da. Bine, noi ne cunoșteam de pe timpul în care lucram la Federația Internațională a Sportului Universitar, eu în Comisia pentru Studiul Sportului Universitar, el în Comitetul Executiv. Okay. El cu Nebiolo, cu totul, participam împreună la Jocurile Mondiale Universitare din Canada, din Japonia. Deci ne cunoșteam foarte bine din punctul ăsta de vedere. Și v-a chemat la Rapid. Și da, după ce eram în federație cu Puiul, am fost la Campionatul Mondial din 94, în toamnă el a zis: mă, hai, vino, uite că am nevoie de președinte. Atunci era domnul Pascu, Dumnezeu să-l odihnească. Vreau și eu pe altcineva mai tânăr să vină să lucrăm, ca un om care ne cunoaștem, eu nu-l cunosc și mai departe. Și atunci am început, în 94 am început la Rapid. El și-a dorit foarte mult și asculta. Pentru că era receptiv la început și mai ales că avea încredere în ce îi spuneam. Ne cunoșteam de atâta timp și mai ales eu fiind un om de intelectual până la urmă, un om care cunoștea problemele juridice, am rupt clubul de la Clubul Rapid, de la CS, și am făcut Clubul Sportiv Rapid. De la Clubul Sportiv Rapid am făcut UFC Rapid, am muncit foarte mult ca să rupem de minister, pentru că ministerul nu dorea să piardă fotbalul. Și atunci, categoric, așa era un ministru care stai, domnule, dar de ce? Domnule, uite, noi vrem să devenim profesioniști, privați. Să facem avem patron privat. Și atunci n-are rost să rămânem în cadrul ministerului, că Rapidul atunci era subordonat Ministerului Transporturilor. Și am reușit ca, într-adevăr, să facem câteva transferări. El m-a ajutat pentru că mi-a dat mână liberă, mi-a dat, cred că atunci, niște bani, cam în jur, cred că de vreo 200 sau 300 de mii, de dolari era atunci, am schimbat 14 jucători și am adus 11 tineri. Cu Lobonț, cu Pancu, cu Ienci. Deci ați umblat și la lot. Am schimbat 11 jucători, pentru că erau jucătorii cu Chiriță, cu Bealcu, cu mulți jucători, Kebab, cu garda veche. Și eu i-am spus, mă, noi nu putem să schimbăm cu oamenii ăștia, să schimbăm Rapidul. El vrea să mergem în cupe europene. În cupe europene trebuie să investești. Și atunci am înțeles și am adus pe Iada tânără. Au fost mai mulți antrenori cu care am lucrat, și cu Liță, și cu... Vă întreb ceva, și îmi cer scuze și reluăm pe oră. Au fost câțiva antrenori cu care am lucrat. A fost și vreunul pe care l-ați lucrat? Nu. Pentru că mai sunt povești. Dom'le, în primul și în primul rând, la Rapid nu-i rezistă nimeni dacă nu are rezultate. Așa e peste tot în lume, domn profesor. La Rapid nimeni nu are răbdare. Corect. Eu am fost suficient de abil și am lăsat presiunea galeriei. Să-l facă pe antrenor să plece? Categoric, acolo nu erau prea multe lucruri. În al doilea rând, George era foarte exigent și spunea: domnule, dacă 2-3 meciuri nu câștigă, gata, nu mai stăm de vorbă. Deci vă spunea patronul, dă-l Grigore afară. Păi, categoric, am avut multe dansuri cu prietenul meu Hizo, care de 2 ori a venit, 2 ori a plecat. Deci erau, pentru că George vrea neapărat să mergem să jucăm în cupe europene. Dar vă chema să zică: Grigore, gata, dă-l afară pe ăsta? Nu. Deci, în primul și în primul rând, reacția era în exclusivitate legată de rezultate. Aveai rezultate, era ok. Chiar și dacă jucai prost? Păi, în fotbal, în primul rând, rezultatul contează. Există o singură stradă. câștigi, nu contează Mourinho cum joci, rămâi. Când rămâi, nu câștigi, asta e peste tot. Corect. Și atunci, de fiecare dată, dacă era rezultate, antrenorul rămânea. Nu erau rezultate, mâna. Și apoi a fost șansa jucătorilor tineri, pentru că eu refacerea am făcut-o în 96, deci în 97 a venit Nea Mircea. Venind Nea Mircea, atunci într-adevăr au fost cele mai bune rezultate. Pentru că venind Nea Mircea, s-a creat baza Pro Rapid, Nea Mircea m-a înțeles și mă știa, un pic nivelul. A ridicat nivelul, a găsit acești jucători tineri. Avea un lot. Avea un lot categoric, așa, și cu Nea Mircea, care ne cunoșteam foarte bine lucrând atâta timp la echipa națională, m-a lăsat și dacă ați văzut în mai multe emisiuni, chiar acum la o emisiune mi-a spus cineva, eu eram la Dubai, care mi-a spus că uite, domnul Lucescu a vorbit despre tine, că ai avut ochi și că ai jucători și ai adus. Păi tot ce am adus eu, Lobonț era rezervă la Hunedoara, Corvinu. Deci Pancu retrogradat în divizia B, deci Marinescu era de la Reșița, Ienci era la Piatra Neamț. Deci erau jucători normali când l-ați adus, jucători foarte normali. Dar tineri. Numai că, ascultați-mă, am mai spus-o, eu nu m-am bazat pe ochi. Eu m-am bazat pe controle medicale, pe știință. Nu le-am inventat eu. Nu, domn profesor, dar e suficient să te bazezi pe una sau pe alta sau trebuie să le... Amândouă. Nu poate să fie, pentru că... Nu poate să fie numai ochi, deci, nu poate să fie numai știință. Deci dacă tu, de exemplu, atunci nu se făcea. Eu am avut noroc că aveam la Centrul de Medicină Sportivă doctorul Andrescu și untea doi mari medici care au fost, și doctorul Drăgan, care părintele fiziologiei, care eu am lucrat cu el și cu el discutam cele mai multe. Și el spunea foarte, păi domnule, dacă jucătorul dumneatale are o capacitate aerobă sau anaerobă, sau dacă nimeni nu făcea atunci teste de inteligență, aveam pe doctorul Zmădoiu, Dumnezeu să-l odihnească, care le calcula testul de inteligență pentru fotbal. Nu trebuia să știe ecuații superioare. Adaptat pentru fotbal. Eu am fost primul care am testat acest lucru. Am venit și am făcut lactacidemie, care toată lumea zice, ce înseamnă, domnule? Deci, dacă în organismul tău tu ai mecanisme care spală efortul, am mai spus-o, deci tu îl speli în 3 secunde, eu în 30. Corect. Tu ești în stare. Care are 3. Păi uitați-vă la jucătorii noștri, pentru că ei nu sunt pregătiți în perioada de formare. Jucăm primul meci la Campionatul European 3-0 cu Ucraina, și după aia meciul 2 și 3 și întâmplare. Domnule, stați un pic. Deci, hai să vedem. Hai să vedem că am jucat primul meci acum cu Nea Mircea, primul meci bun în Kosovo, Am jucat bun. Meciul cu următor am scârțit. Deci la 3 zile întotdeauna mi-e frică. Mi-e frică pentru că în perioada de formare a jucătorilor noștri organismele nu sunt... Păi vă dau, mereu o spun, poate aude și cineva. În jocul de fotbal actual, depinde de nivel, eu vorbesc de nivel internațional, sunt între 200 și 300 de eforturi maximale între 3 și 10 secunde. Păi când îl înveți tu pe un copil ca să se obișnuiască cu eforturile intensitate maximală, ăla de la Baia Mare și ăla de la Botoșani, dacă tu nu-i chemi să le spui, băi, Georgele, vezi că medicul trebuie să stea lângă tine să vadă dacă jucă. De aceea sunt copii. Domn profesor, multe echipe de Superliga României nu au medici. Nu au medici generaliști. Sunt puține care au medic de medicină sportivă. Unul singur e doctorul Samatescu de la Craiova. Atât. Păi și atunci... Stați un pic. Dar federația poate să trimită și să facă că fiecare oraș care are echipă are și medici. Medici cu experiență. Generaliști. Sau alte specializări, nu de medicină sportivă. Ascultă-mă, există biografie, există date certe, că nu le-am inventat eu. Eu v-am spus, am aplicat teste de US Marine de dezvoltare. Toate acestea există. Toată problema e să știi să le aplici. Un medic bun de la Botoșani poate să vină să facă o testare. Spuneți-mi și mie, când un medic care este într-adevăr cu medicina la zi, nu la fără frecvență, da. Așa, a făcut vreo testare a capacității de efort la juniori la nivelul vreunui club? Nu cred. Păi, nu cred. N-am date, dar nu cred. Pentru că președinții de club, ei nu cheamă să testeze copiii. De aceea la un copil începe la centru de copii junior la 8 ani și termină la 19, 10 ani, 11 ani, așa lucrează și nimeni nu vede dacă primește sau nu primește efort. Pentru ce îl ții? Lasă-l doar să facă inginer. Păi dacă organismul lui nu acumulează, dar în același timp, câți antrenori lucrează în eforturi de intensitate maximală de minimum 2 sau 3 ori pe săptămână? Dom'le, să ne înțelegem. N-au timp în ciclu săptămânal dacă îi întrebi. Păi dacă ei fac o încălzire și o miuță, când să mai fac tras la poartă? Deci, în primul rând, ce nu au fotbaliștii noștri? Profesor, e o lipsă și de medii sportivi, dar și de antrenori? Este o lipsă de, în primul rând, de coordonarea acestor concepte de formare a jucătorului. Jucătorii noștri sunt talentați. De ce nu joacă jucătorii? De ce joacă Man și Mihailă în Italia? Că au... Potență. Deci Mihailă, la campionatul european, este pe locul 1 la 35,9 km pe oră. Deci Mihailă la campionatul european, pe locul 2 este Rațiu cu 34,6, eu vorbesc la noi, Apoi vin cu alți jucători și media la care s-a jucat la campionatul european este 10,7 km un jucător care a jucat tot meciul. Păi și la noi alargă 8. Păi vă dați seama că 2 km de unde ei? Nu-i și atunci, deci toate acestea însumate, trebuie neapărat să le, cum să le faci, să le desfășori în perioada de formare a jucătorului. Dacă tu nu-l pregătești, păi dacă vrei să înveți o limbă străină, nu înveți un cuvânt pe zi. Trebuie să ai exerciții de dezvoltare a memoriei, să ai exerciții de gramatică, să ai exerciții ca să poți să vorbești o limbă străină, scris, citit și mai departe. Deci, dom'le, întrebarea mea, dacă toate celelalte domenii s-au cibernetizat, s-au științivizat, sau totul s-a automatizat, la fotbal de ce nu? Dacă copilul învață de la clasa 5-a până ajunge la facultate, are o programă de studii, și progresiv și până la ecuații și integrale, în funcție de ce urmărește realul sau umanul. La fotbal, de ce nu facem, domnule, așa? Lipsesc specialiști. Pentru că lipsește preocuparea. Specialiști sunt? Există specialiști. Domn profesor, avem un medic de medicină sportivă în toată țara, în toată Superliga. Uitați ce făceam eu nu vorbesc din experiența mea. Chemam toți șefii de centre de copii și juniori din țară într-o săptămână și chemam medicii de la Institutul de Medicină Sportivă Drăgan, Untea, Andreescu, tot ce era, îi chemam să le vorbească la acești șefi de centre, care erau și ei antrenori, cum să formează un jucător. Nea Mircea, când era antrenorul echipei naționale, o săptămână stătea cu ei și le explica sarcinile și modul de joc în sistemul 4-2, 4-4-4-2, ce se juca atunci. Și le explica, domnilor, jucătorul în formarea jucătorului, care îl puneți voi pe margine, vedeți că joacă fotbal cu un ochi. Restul e tușa. Și atunci, dacă vrei să-l ajuți, mută-l. Nu-l ține de la 12 ani, nu-l ține. Că să obișnuiește acolo. Întrebați-l pe Moldovan, că l-am luat din fundaj drept și l-am făcut vârf. Moldovan Viorel de la Rapid. Președintele Rapidului. Întrebați-l. L-am văzut la o miuță cum dă goluri. El juca la Bistrița, fundaj drept. Serios? Întrebați-l. Și l-ați făcut, dumneavoastră l-ați făcut atacant? Eu l-am făcut atacant și el spunea, trebuie să dau bere în fiecare zi. Serios? Pentru că cine îl cumpăra pe el fundaș drept? Nimeni. Și atunci, întrebați-l pe Cuc, care juca la Timișoara. Libero. Eu l-am făcut vârf și a ajuns și a jucat în Spania. Pentru că un antrenor care are ochi, eu de la Mircea am învățat, jucătorii la nivelul de formare Păi de câte ori se întâlnește un copil cu mingea în cadrul unui joc dacă terenul e mare? De 10-15 ori. Da. Deci pune-l pe... De aceea se joacă pe terenuri mici, da, și pune-l pe jucător, dacă vrei să-l ajuți, în mijlocul terenului. Să vină mingea din dreapta, din stânga, din față, din spate, și atunci îl vezi dacă el, în controlul și poziția față de minge, rezolvă sarcinile jocului. Aha. Pentru că esențial în formarea jucătorului este... Sunt niște structuri: intrare în posesie, control, pas. Da. Deci dacă intrarea în posesie nu o faci numai cu primire, să controlezi și după aia să dai pas, să te duci tu la el, la minge, pentru că tu ai jucat fotbal și înțelegi. Da. Când ți-e greu, când te duci să te întâlnești cu ea. Corect, când ești la primit, cum să zici. Și atunci, da, al doilea lucru, Mircea le explica: domnilor, faceți individualizare cu ăia care într-adevăr promit că-s fotbaliști. Eu aveam selecționata centrului, da, la Rapid, de la 14 la 18 ani. Vârfurile. Vârfurile. Greavul lucra cu fundașii, Dumnezeu să ne... Damaschin lucra cu atacanții. Deci dădeam antrenorii care de două ori pe săptămână se întâlneau cu situații reale de joc, se întâlniseră în carierele lor. Exact, exact. Și atunci, deci toată problema ține de organizare. Da. Dar o organizare în ce? Nu că vrei tu. Eu nu vorbesc din convingerile mele, eu vorbesc din ce există date exacte în medicină sportivă. Da. Medicină sportivă există date pe care eu le-am folosit și am, da, văzut că de ce tot ce am adus eu la Rapid din jucători arhinecunoscuți, da, au ajuns în echipa națională. E o întâmplare? Nu. N-am niciunul, niciun rebut. N-am nici un jucător care... Deci aveți procentat 100%? 100% jucătorii care... Nanu, fundaș de la Farul, da, a jucat și el 2 meciuri în echipa națională. Da. Și deci, în străinătate, în Olanda. Și străinătate. Deci tot ce am... Dar de ce? Pentru că am mers pe colaborarea cu medicii și medicul meu, i-am călărit de la ieșit ochii la medicii mei, le spuneam: te duci la antrenament și vezi după antrenament, ia-i în timpul antrenamentului tensiune, puls și nu știu ce. Păi de ce? Păi bă, dacă el are tensiune și puls de mers pe stradă, ăla e antrenament? Și discutăm cu antrenament, cu antrenorul. Da. Știți, Nea Tinel Stănescu, Dumnezeu să-l odihnească, avea niște lucruri care sunt valabile și în ziua de azi. Zice: bă, dacă jucătorul, după ce termină antrenamentul, mai poate fluiera, antrenamentul e prost. Corect, că nu poți să... Da, dacă te sufoci și respiri, nu poți să faci. Corect, corect. Deci, dom'le, da, deci, omul ăsta era atât și 1001 de alte, de alte lucruri, știi? Adică, cum să spun, experiența atunci era pe ce simțeau ei, săraci, că nu aveau date. Nu era știință cum e. La ora actuală ai tot ce-ți trebuie, de aceea eu regret că noi ne-am depărtat total, cu această comisie tehnică, ne-am depărtat total de esența fenomenului științific. Domnilor, dacă toate domeniile se bazează pe știință, la fotbal de ce nimeni nu apelează la niciodată? Eu întreb acum. Loturile naționale care fac control medical la Institutul de Medicină Sportivă. Da. Eu am fost la Institutul de Medicină Sportivă și am stat cu niște doctori. Domn profesor, institutul e la fel dotat cum era acum 30 de ani. Da, domnule, dar eu întreb următorul lucru. Există laboratoare suficiente și am zis: domnule, nu vă supărați. Antrenorii de la loturi vin și vă întreabă dacă un jucător acumulează, dacă crește la aerob, anaerob, ce alte, atâtea laboratoare. Nu interesează, domnul Sichitiu, decât dacă sunt apt fotbal. Da, păi așa pune parafaia pentru efort. Păi mâncatea, nenea, tu faci serviciu sau faci performanță? Deci antrenorii noștri trebuie convinși să facă performanță, nu cu grupa. Unul să scoată, dar ăla trebuie antrenat să iese, vorba cântecului, să leșine, pentru că altfel nu poți. De ce ritmul de joc la toate jocurile europene este undeva și la noi... Joci și tu, dacă te întrenezi acum mai joci, fără probleme. Pentru că ritmul e de așa natură. Da, corect. N-ai intensitate, n-ai... Deci eu am apreciat pe FCSB în meciul cu desculții ăștia de la Lituania. Așa. Domnilor, au dat 4. Domnilor, dă-mi voie să spun. Da. Deci au 25-30 de recuperări în terenul advers, ceea ce face Real sau Manchester City. Corect. Deci 25 sau... Asta au 2 goluri. Potență. Domnilor, au două goluri din recuperare în terenul advers. Corect. Nici cu Slobozia nu o fac. Corect. Deci, din punctul ăsta de vedere, au pregătit bine meciul, au făcut număr extraordinar de pressing acumulat. Bine, erau și ăia, că un jucător care e cu spatele și pasează și lateral, e pâine de mâncat. E pâinică. Acolo. Da, e cozonac. Da, păi bineînțeles că pressing-ul nu te face singur. Corect. Mai sunt doi care vin. Și atunci îi curăță. Deci, din punctul ăsta de vedere, felicitări lor că au reușit ca într-adevăr să facă câteva lucruri, că am prost obicei că îmi notez, Deci au reușit să facă niște parametri fantastici. Da, bine că au jucat cu ea. Mai întreb, joacă echipa națională cu Cipru și cu Lituania, ambele meciuri în deplasare. Dumneavoastră sunteți o veche cunoștință, un prieten al domnului Lucescu. Dacă mai face 6 puncte și din astea 2 meciuri, E super. E aur. E super. Și cu 4 e suficient. Da? Credeți? Pentru că avem 6, da? Da. Bun. Eu zic că, hai să, Doamne ferește, să fie vreun accident. Dar la cum a pregătit Nea Mircea, eu am văzut secvențe din Cipru. Da. Am văzut secvențe și am văzut i-a bătut Kosovo acasă, nu? Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu zic că mod normal trebuie să... mi-e frică că spuneam și la meciul celălalt al doilea, mi-e frică de meciul al doilea în Lituania. Al doilea, ala după 15 în Lituania. Ăla mi-e frică la 3 zile. Da. Pentru că depinde de forma jucătorilor. Iar acum, din lotul pe care Nea Mircea l-a propus, că vedem ce va fi, zic că majoritatea jucătorilor joacă. Chiar dacă intră, dar joacă. Corect. Singurul care, așa, unul dintre titulari e Drăgușin, care joacă puțin. Dar și Ianis, dar se reîntoarce la prima echipă. S-a întors la prima echipă și o chestiune bună, bravo lui, care renunța la bani în favoarea jocului. Și asta e o chestiune bună. Dar în rest, Ianis a jucat și el meci întreg la echipa a doua. La echipa a doua, Deci din punctul ăsta, bine, alte solicitări, cu totul altceva. Dar eu sunt convins că Nea Mircea va găsi acea îmbinare între jucătorii care joacă și care joacă mai puțin, ca într-adevăr să poată să ducă cele 2 meciuri cu rezultate. Că dacă deci le-am câștigat, e bine și 4 puncte. Eu zic că 6 extraordinar, 4 bine. 4 e bine. Mi-e frică meciul 2. Mi-e frică meciul 2, având în vedere experiența. Că, uite, statistica celui de-al doilea meci la 3 în Grecia, am venit acasă cu nu știu cine și am făcut meci nul. Adică tot timpul am avut... Al doilea meci e mai greu tot timpul decât primul. La 3 zile. La 3 zile, da. Domn profesor, a fost o plăcere. Vă mulțumesc. A trecut repede ora. Totdeauna și eu cu mare plăcere și încă o dată felicit postul dumneavoastră că ați găsit o dezbatere a sufletului Rapidului și asta mă bucură teribil, pentru că efectiv era nevoie de așa ceva și felicitări că ești anfitrionul acestei emisiuni. Mulțumim frumos, domn profesor, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, mulțumim și sponsorilor, sponsorul principal Superbet, sponsorul premium Aqua Carpatica. Vedeți tot ceea ce a spus important domnul Sichitiu pe fanatic.ro, premiera sau reluarea emisiunii la 17:30 pe canalul de YouTube fanatic.ro sau pagina de Facebook Horia Ivanovici Oficial. În rest, să fiți sănătoși, să ne auzim cu bine, să așteptăm minim 4 puncte și de la echipa națională a României, de ce nu 6, și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că ne văd din ce în ce mai mulți. V-am pupat, o zi bună să aveți!